să mergem cu Berbec, nu? Berbec. Sigur că da. Spuneam de faptul că la Berbec avem așa. Un an foarte dificil și vreau să fac mențiunea că pe data de 28 ianuarie va intra în zodia Berbecului luna neagră. Luna neagră este considerată un malefic și prin urmare tot ce ține de sănătate în mod deosebit. Pe urmă, poate să țină de dragoste sau de carieră. Pentru că, vezi, diferă de la om la persoană. În momentul în care spunem de niște previziuni generale, da? Rămânem într-un cadru ultra-general. Trebuie totul raportat la astrograma personală a unui om. Și dacă tot vine vorba de așa ceva, e important ca cei care își doresc chiar să mă contacteze pe singurul meu număr de telefon 0770 770 101. De ce? Pentru că mulți în continuare îmi trimit mesaje cu ce se întâmplă la Berbec. Deci eu spun o treabă. Asta e general, și sigur dar că particular. Da. Da, sigur să, că treptat, treptat să ne așezăm, pentru că pe ecranul se apară pe rând zodiile și să vedem măcar aspectele generale deocamdată și vom trece să particularizăm apoi pe niște persoane care ne creionează nouă soarta. Dar asta mai încolo, în partea a doua emisiunii. Destinul, dragul meu, îl creionează, că soarta este înscrisă pe astrograma karmică a unui om. Ei încearcă să ne creioneze destin. Și trebuie să facem distinția între soartă și destin. Da, Berbecul are perioade mai bune și probabil perioade mai rele în anul 2020. Da, sigur. Care ar fi cea mai bună da. Perioadă a Berbecului în 2020? Cea mai bună perioadă în 2020 poate să fie undeva în luna februarie, ar mai putea să fie în luna august, da? Și în luna septembrie. Dar, din cauza faptului că este luna neagră din 28 ianuarie, aproape pe tot parcursul anului, luna neagră să vrea un avertisment, pentru că anunță sau spune de chestiuni secrete. Da? Chestiunile secrete diferă de la o astrogramă la alta, de la un om la altul. Da? Dar ține de sănătate în primul rând. Deci, în primul rând, atenție la sănătate. La sănătate. Sănătatea este foarte importantă. Să mergem la Taur. Taurul are la debut de an un gvintil foarte interesant pe care îl va forma Uranus retrograd cu Lilith, da? Și cu Chiron din Berbec. Înseamnă un soi de explozii pe destin. Și când vorbim de explozii pe destin, cei care nu și-au găsit cu adevărat menirea în viață, drumul corect, nu știu ce misiune au înscrisă pe astrograma lor natală, pe harta natală și orbecăie, atunci se pot trezi în niște situații ingrate, dacă nu chiar delicate. Prin urmare, ei trebuie să înțeleagă că anumite soluții, de exemplu, eu le văd, știi unde, în viețile anterioare, nici de cum, în prezentul lor. Da? Și atunci deschiderea trebuie să fie foarte importantă. Cu adevărat, aspecte dure karmice vor avea undeva mai pe viitor. Nu 21, 2022 începând, dar noi trebuie să batem fierul cât e cald, pentru că în momentul în care intră luna neagră, de aici se declanșează anumite lucruri. Acolo deja le ajunge cuțitul la os. Da? Ok, deci perioadele cele mai bune care ar fi pentru zodia respectivă? Cele mai bune când va intra soarele în Taur. Da, pentru că soarele de regulă dă un plus de energie, de vitalitate, dar tot acolo să nu uităm că este Uranus și Uranus poate să aibă efect de bombă atomică. Deci atunci este și va mai fi undeva în luna august, da? Pentru că acolo deschiderile țin sau problemele,
de ce nu, fie de familie, față, fie de viața personală, luna neagră poate să fie într-o casă a dușmanilor vizibil și invizibil, poate să afecteze sănătatea în zona cronicizării anumitor lucruri, poate să strice anumite chestiuni care țin de carieră și de locul de muncă, mă rog. Deci nu are rost să intru în detalii. Bun, păi să mergem la gemeni atunci și o să accelerăm puțin ca să parcurgem. La gemeni este liniștea dinaintea furtunii, cum îmi place mie să spun, în sensul bun al cuvântului, pentru că axa karmică va intra undeva pe data de 5-6 iunie în gemeni și în săgetător, acolo va fi și eclipsă. Și mulți dintre ei să vor gândi, domnule, cum am evoluat, ce am făcut eu cu viața mea până acum, dacă am evoluat bine, ce am de înțeles. Fiind un an al extremelor pentru gemeni, pentru unii în anumite sectoare existențiale poate să fie foarte bine, dar stai liniștit, nu te bucura că e și extrema cealaltă, știi? Adică undeva pot să fie prinși cu garda jos, cum se spune, descoperiți. Și atunci, de multe ori, în astfel de ani, fie pot unii să divorțeze, fie pot avea probleme atât de grave încât să își înghită, să-și închidă mandatul pe Terra, cei care sunt mai în vârstă, da? Cum a fost anul 2019 la RAC și la Capricorn. Mihai Constantinescu, Capricorn, a decedat într-un astfel de an. Deci vom avea tot felul de surprize chiar în sensul acesta. Așa, unii pot să aibă probleme în familie, pot apărea acolo tensiune atât de mare încât să ducă la divorț, la separări, la parteneriate, colaborări care să se rupă, da? Și sincer, totul, dacă e oricum să vede pe astrogram unde sunt soluțiile, cum să ridică barierele, când mă uit acolo, îmi dau seama exact ce și cum, dacă și-au ales un partener, deci, compatibil. Deci o zonie cu extreme. Sigur că da. RAC? Racul are cel puțin prima parte a lui 2020 marcată de axa aceasta karmică Rac-Capricorn, după care cel care nu a înțeles și nu a rezolvat problemele pot continua și din vară încolo și nu mai e vina mea, pentru că ei trebuiau să înțeleagă anumite lucruri extrem de profunde de pe astrograma lor karmică și atunci continuarea problemelor respective se datorează ignoranței lor. Leul are un 2020 cu probleme care pot ține de copii, sentimental, dragoste, chestiuni care sunt foarte profunde, iar partea pozitivă poate să țină de creativitate în mod deosebit, pentru că leul de multe ori este obligat să fie creativ. Chiar în sens artistic, în sensul bun al cuvântului, fecioara are un an cu cumpene. De ce? Pentru că spuneam de axa care va intra în gemeni și în săgetător și va face cuadratură cu soarele natal, evident, din fecioară, o altă zodie dublă. Și atunci ele sunt afectate secundar față de gemeni și de săgetător. Dar atenție, că pot avea axa karmică în gemeni și în săgetător sau pot avea ascendentul în gemeni sau în săgetător. De ce? Că multe nu cunosc amănuntele acestea care pot fi înscrise pe o astrogramă. Balanța trebuie să înțeleagă faptul că luna neagră care va intra în berbec pe data de 28 ianuarie va fi în relație directă cu ceea ce înseamnă pe astrograma generală, atenție, iar specific,
așa, colaborările, asocierile, parteneriatele, relațiile de căsătorie, relațiile sentimentale, că alții trăiesc în concubinaj, nu? Așa, adulteri, risc de trădări. Adică sunt chestiuni importante, sănătatea ei sau altcuiva din familie. Și asta e foarte important. Așa, Scorpionul are la debut de an 2020 pe Marte, l-am și arătat mai devreme, da, care este o planetă destul de agresivă, este în domiciliu, este adevărat, dar opoziția pe care o va face cu Uranus retrograd, mă rog, și cu planetele care vor trece la un moment dat pe acolo, că nu e nicio planetă bătută în cuie, planetele sunt într-o continuă mișcare. Da? Deci pot fi afectați. E un an destul de dur. E un an care spune de faptul că soluțiile sunt într-un plan extrem de subtil. Și atunci subtil înseamnă mai mult decât poate crede un scorpion că poate accesa cu ajutorul intuiției. Este o chestiune care se raportează la harta natală sau harta karmică a persoanei respective. Și de aceea vreau să spun că la un moment dat am studiat un fenomen nou foarte interesant. Lângă Pluton, care este unul din patronul scorpionilor și care, dacă ți-aduci aminte, era chiar lângă karma negativă din Capricorn, da? Este o centură, se cheamă Kuiper Belt, foarte frumoasă, de un albastru puternic și care susține spiritele superioare ale zodiei, în așa fel încât persoanele respective, uite, albastrul acela îl avem chiar în spate, un albastru foarte frumos. Pe eolul, da? Din spate. Da, da, așa. Și care susține tot ceea ce înseamnă spiritele superioare, care înțeleg profunzimea unui mesaj subtil, astral, care înțeleg cât de importantă este astrologia din foarte multe puncte de vedere și nu orice astrologie, că mulți se dau cu presupusul deja în domeniul ăsta. E vorba de chestiunile care țin de meditație, de inițieri, de inițieri profunde, așa cum am stat eu 5 ani în Thailanda la pregătire la inițieri, și care poate avea acces la o astfel de lumină, la o astfel de culoare, da? Alții săraci nici nu visează, nici nu mai spun de... Ok, Săgetătorul? Da. Săgetătorul va avea un an, a spune eu, catastrofal din multe puncte de vedere. De ce? Pentru că axa karmică va intra în Săgetător, da? Jupiter la debut de an este într-o poziție complet nefastă. Spuneam că este exact în Capricorn, unde este karma negativă, și mai e considerat și mare noroc, mare benefic. Deci el are o poziție acolo, aoleo, e băgat în corzi. Deci Săgetătorii vor fi băgați în corzi într-un astfel de an. Și prin urmare, ei trebuie să conștientizeze că aspectele sunt delicate, dar salvarea e pe astrograma fiecăruia. Acolo este destinul sau soarta unui om foarte bine înscrisă și de acolo eu pot să văd tot felul de lucruri care să-i salveze, să fie un soi de colac de salvare într-un astfel de an. Să mergem și la Capricorn. Capricornul are un an destul de ciudat, aș spune. Da?
De ce până spre vară? Pentru că axa de destin clar va fi în Capricorn și în Rac. A fost și 2019 și nu a fost câtuși de puțin bun pentru cei mai mulți dintre ei. Deci Mihai Constantinescu spunea că a fost Capricorn și într-un astfel de an a trecut la cele sfinte. Pe urmă Mihaela Mihai, care a fost Rac și care la fel a dispărut într-un astfel de an. Alții au divorțat într-un astfel de an. Chiar am văzut cupluri cerebre, Rac cu Rac, care au divorțat într-un astfel de an. Așa. Deci nu au scăpat, să zic, de șocuri până spre vară. Și de acolo, dacă cumva să continuă, se va duce totul pe sănătate, se poate duce pe carieră, loc de muncă, se poate duce, de ce nu, și pe relațiile noi care au apărut în anul 2019. Atenție! Da, totul se leagă. Așa. Vărsătorii sunt de două feluri și spuneam acolo de faptul că vărsătorii saturnieni, da, pot fi afectați într-un astfel de an, pentru că Saturn este în Capricorn, unde este karma negativă, și spiritele uraniene vor avea un an foarte bun din multe puncte de vedere. De ce? Pentru că ei se mișcă foarte bine, se adaptează din mers la tot felul de situații, situații bune, da? Cei care sunt saturnieni pot avea probleme de sănătate, pot avea probleme pe relația cu copiii, în sensul în care fie nu-i pot stăpâni, fie nu-i pot orienta pe zona profesională, da? Pot avea probleme existențiale. Dom'le, am evoluat bine într-un astfel de an sau ce mai am eu de făcut? În așa fel încât în momentul în care închid ochii să știu că mi-am făcut temele ca la carte. Și asta se vede pe misiunea karmică a unui om. Sau acolo o văd eu și acolo pot să spun, până aici ați evoluat bine, de aici mai aveți asta de făcut. Și așa, am ajuns la pești. La pești. La pești vreau să vă spun că este interesant faptul că luna neagră pleacă pe data de 28 ianuarie din constelația peștilor, dar efectul eclipselor din 2020 poate fi ca un fel de tsunami pe destin. Deci cei care în 2019 au fost afectați de luna aceasta neagră, alias Lilith, care e un malefic, mulți pot să răsufle ușurați, dar mulți pot să aibă probleme în continuare. De ce? Pentru că dacă nu au înțeles cum să găsească ieșirea din labirintul acesta existențial, nu au înțeles care e cauza subtilă a anumitor probleme care se duc fie pe sănătate, fie pe viața personală, fie pe caracter, atunci pot să lungească această problemă și în 2020. Dar, în esență, a spune eu că din vara anului viitor, când soarele natal va fi în quadratură cu axa de destin din gemeni și din săgetător, la egalitate cu fecioara, da, au liniște până spre vară și din vară iar se agită spiritele. Da? Deci trebuie să fie cu mare, mare băgare de seamă. Bun.